viața tuturor! În porția de sănătate de astăzi ne adresăm persoanelor care poartă ochelari de vedere, dar se gândesc să treacă la lentilele de contact. Trebuie să știți că lentilele de contact pot face o diferență majoră când vorbim despre viața celor care le poartă, deoarece asigură un anumit nivel de libertate pe care ochelarii de vedere clasici nu îi pot oferi. Dar dacă ai decis să nu mai porți ochelari de vedere și să îi înlocuiești cu lentilele de contact, e bine să ții cont de câteva reguli. Care sunt acestea? Ne spune în continuare medicul oftalmolog Stella Rotaru. Dragi telespectatori, atunci când luați decizia dumneavoastră sau copilul dumneavoastră și când simțiți că sunteți pregătiți să purtați lentile de contact, primul și în primul rând mergeți la un specialist. După nenumărate teste, specialistul este unica persoană care poate să vă dea recomandările și să vă învețe cum să îmbrăcați, să purtați și să îngrijiți lentilele de contact. Într-adevăr, lentilele de contact fac o diferență majoră dacă vorbim despre cei care le poartă, deoarece ele ne oferă o libertate comparativ cu ochelarii, care, din păcate, nu ne oferă libertate. Și la ce mă refer? Anume la vederea mult mai calitativă, la câmpul vizual larg, natural. Totuși, dacă ne asumăm riscul să purtăm lentile de contact, fiindcă lentile de contact sunt bune și frumoase, dar dacă respectăm cu strictețe unele reguli. Igiena este mult mai strictă când vorbim de lentile de contact, deci trebuie să ne spălăm pe mâini înainte de a aplica lentile de contact. Ne spălăm pe mâini cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde și ne uscăm cu un prosop care nu lasă scame. Pe lângă aceasta, avem grijă la fiecare folosire a lentilelor de contact să le dezinfectăm, să le curățim și să le păstrăm într-un container special pentru lentile de contact și le păstrăm într-o soluție specială pentru lentile de contact. Deci nu intră în contact lentila cu apa de la robinet, apa atunci când notăm în mare sau piscină. De ce? Fiindcă lentilele de contact au proprietatea de a absorbi toți factorii nocivi, toxicele. Deci dacă vorbim de mare, asta este sarea sau unii germeni patogeni, piscine vorbim de clor și atunci riscăm să dezvoltăm o infecție oculară, conjunctivită sau orsură oculară. Deci nu folosim lentile de contact în not. Dar chiar și ne asumăm responsabilitatea și pacientul înnoată în acele lentile, îndată ce iese din piscină, le scoate și le aruncă și face o igienă oculară folosind unele seruri speciale pentru igienă oculară sau lacrimile artificiale. Dragilor, țineți cont de recomandările rubricii de astăzi și purtați corect lentilele de contact pentru a păstra sănătatea ochilor și a avea vederea clară. Final de rubrică, fiți sănătoși!